mulțumesc pentru că ai adus un cuvânt al lui Dumnezeu pe care noi l-am simțit că rezonează și cu noi. Asta este o dovadă a faptului că, deși nu vorbim aceeași limbă, și îl dezamăgesc pe fratele că majoritatea românilor nu vorbesc rusă, pentru că noi ne-am prea învățat în școală. Și deși limba rusă românilor nu le e dragă, frații baptiști din Ucraina ne sunt foarte dragi. Pentru că avem același Mântuitor, Domnul nostru Iisus Hristos, avem aceeași cale de a umbla împreună în lumea aceasta și de aceea vreau să rog să ducă salutul fraților și surorilor din Uniunea Baptistă din România, tuturor fraților și surorilor din Ucraina. În același timp vreau să-i mulțumesc fratelui că în Uniunea Baptistă din Ucraina, comunitatea de credincioși baptiști români a găsit o casă bună și primitoare. Știu că sunt multe biserici care vorbesc limba română și toți românii din baptiști din Ucraina se simt bine în Uniunea Baptistă ucraineană, nu se simt străini. Deci Domnul să vă binecuvânteze.